Bună săgetător și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 10-16 ianuarie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Săgetător, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Săgetătorului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe Săgetător, sunteți bineveniți la această citire. Este o citire generală, în care voi începe cu o carte de oracol, iar apoi analizez relația dintre voi și o anumită persoană, sau relația dintre voi și ceilalți, la modul general vorbind. Dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua, la extensie pe care o găsiți în comunitate sau la care aveți acces dacă sunteți membri ai acestei comunități, ai acestui canal. Pentru a deveni membru trebuie să apăsați butonul alătură să achiziționați acel abonament de 19 lei, 20 cât e acolo, în barul românești, nu știu exact cei care sunteți plecați în, în străinătate, posibil să vă apară, nu știu, 4, 5, 6 euro, nu știu exact să vă spun cât este, Depinde de țara în care vă aflați, așa o să vă apară banii acolo. Nu am stabilit eu asta, sunt prețuri stabilite de YouTube. Și dacă vă alăturați, aveți acces la toate citirile, toate zodiile, toate extensiile din toate timpurile și săptămânale și lunare, tot ce se poate acolo aveți acces. Hai să vedem dragi săgetători și aveți așa numărul 32, numărul 3, numărul 2, numărul 5, numere foarte importante pentru voi în această săptămână. Mesajul este în felul următor, justiția divină imanentă. Deci, dragi săgetători, e o săptămână în care puteți să faceți dreptate, o săptămână în care puteți să clarificați lucrurile. De asemenea, să știți că discutăm despre un moment în care Dacă vă ghidați după aceste numere 3, 2, 5, 32, poate o să reușiți să faceți dreptate într-o anumită situație sau să vi se facă dreptate. Pot fi numere care vă apar deodată în față, numere de pe haine, de la o stradă, de la o casă, de la o mașină și așa mai departe. Culoarea albastru foarte importantă pentru voi în această săptămână, deci comunicarea contează extrem de mult, dar vă spun și voi aveți grijă că mercurii e retrograd. Să mă rog o să intre în retrogradare în această săptămână și atunci nu favorizează foarte mult toată această poveste. Arhanghelul Racuel este cel care ne ghidează cel care ne guvernează în această săptămână. Să mă rog vă guvernează și este cel care vă oferă un dar și vă spune așa. Sunt emisarul înțelept al justiției divine sunt apărătorul angelic al celor prigoniți asupriți nedreptățiți persecutați fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezeiască. Foarte frumos, dragi săgetători. Deci e un moment în care sunteți. Privilegiați un moment în care sunteți apărați, da, în special dacă ați fost prigoniți, asupriți, nedreptățiți, dar trebuie să cereți și voi ajutorul, trebuie să acționați și voi, nu doar să așteptați că nu se întâmple nimic, deci trebuie să acționați și voi dintr-un anumit punct de vedere. Bun, adică așa cum v-am să vă orientați după așa ceva, să cereți ajutorul Universului, să încercați să fiți mai atenți la toate vorbele care apar către voi, la toate vorbele pe care voi le spuneți. Și hai să vedem acum relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Și aveți așa situația puterea, ce gândiți voi împărăteasa, ce simțiți voi cinci de bâte, la baza manifestărilor regele de bâte, în exterior aveți moartea, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 10 de bute, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți 3 de bute, energia generală, diavolul. Dragi săgetători, în primul rând, Marte este la voi în zodie și asta înseamnă că de acolo vă oferă multe idei, vă oferă multă forță să acționați, să spuneți lucrurilor pe nume, vă face mai dornici de a trăi, mai dor nici de a vă afirma. Și asta e bine, însă din exteriorul vostru e posibil să vă treziți cu tot felul de reacții ale oamenilor. Diavolul, ca și energie generală. Aici știți și voi că este o arcană majoră și care vorbește despre tot felul de dependențe, de manipulări. Posibil chiar să vă simțiți legați de cineva prin ideea aceasta de orgoliu, prin tot felul de lupte, gelozii, prin ideea aceasta care pe care, cine ia controlul, cine este cel care este în prim plan e un moment în care poate, nu știu, e bine să încercați să lăsați lucrurile așa mai moale atunci când vine vorba de lupte de orgolii. Poate nu e vorba de voi în mod special, dar sunt personaje pe aici care o să vedeți că o să vă ceară coroana, o să spună asta e meu, eu merit asta, eu trebuie să-mi asum asta, eu trebuie să fac asta. Puterea ca și energie generală dintre voi și ceilalți și aici vă spuneam eu că de lupta aceasta de orgolii. Da, puterea vorbește despre o provocare care apare în relațiile voastre interumane, poate chiar în relații toxice, prietenii, colaborări, zona profesională, depinde de fiecare. Un moment, dragilor, în care parcă apar tot felul de lucruri mai puțin plăcute, ca să spun așa, în sens, mă rog, mai mult pentru ceilalți, pentru voi e cam ca o provocare, dar pentru cineva anume pur și simplu se simte la pământ, nu mai vede de nicio culoare, mă rog, nu-și mai vede capul de treabă, ori nu mai vede de nicio culoare o continuare. Dar în egală măsură să știți că e o săptămână în care se cere sau o să vedeți în relațiile voastre și dovezi de iubire, voință, pace și un nou mod de a lupta cu viața, un nou mod de a acționa împărăteasa, ce gândiți voi? Aici este iarăși o arcană majoră și v-aș spune că ori rolul vostru ca femeie contează mult în societate, în viața voastră, în această săptămână, ori discutăm despre o femeie care are o astfel de importanță. E o femeie cam ca o mamă pentru ceilalți, o persoană care are grijă de toată lumea, care ține la toată lumea. Iarăși, împărăteasa aici poate să vorbească și despre un nou început în care sunteți așa puși, un nou început care vizează, dragilor, un, nu știu, ceva ce creșteți voi acolo ca pe un copil, ca pe un proiect, dar momentan e ținut mai secret, e ținut mai ascuns. Poate chiar e o săptămână în care rolul vostru de mamă, asta pentru cei care aveți copii, o să conteze foarte, foarte mult. Sau cei care intrați în contact cu persoane mai tinere sau persoane care sunt ca niște copii pentru voi. Ce simțiți voi? cinci de bâte. Aici vă văd destul de neapărat agitați, cât e ca și cum ori simțiți așa o stare de concurență, de neînțelegere, de discuții în contradictoriu cu persoanele foarte apropiate, vouă, și pentru ceilalți o să fie destul de intens, destul de apăsător perceput. Pentru voi, v-am spus eu, o săptămână în care parcă aveți un curaj să vă luptați cu toți zmeii posibil. Și asta e bine, dragi săgetători, tot înainte, la cât ați fost acolo chinuiți cu, cu planetele din Scorpion, îmi dau seama că și cu cele din săgetători, că erau multe la voi în zodie, acum în sfârșit v-a rămas experiența și acum gata, treceți la treabă. O săptămână în care iarăși unii e posibil să simțiți mai intens ideea de gelozie, ideea de a avea discuții în contradictoriu cu cineva anume. La baza manifestărilor voastre aveți un rege de bâte și este o carte de curte. Și acum eu tare timp să cred că e vorba de voi, indiferent că sunteți femeie sau că sunteți bărbat, Marte este o planetă masculină, este la voi în zodie și atunci din acest punct să știți că vă face, dragi săgetători, mult mai bătăioși, mult mai plin de viață, mai energici, dornici, faceți sport, să faceți mișcare, să acționați dintr-un anumit punct de vedere. E ca și cum sunteți foarte pricepuți în ai convinge pe ceilalți, sunteți foarte pricepuți în a vinde, a cumpăra tot ce înseamnă starea voastră de spirit, tot ce înseamnă activități fizice, iarăși sunt foarte, foarte intens aspectate aici la voi, dragi săgetători. Poate chiar și un astfel de personaj, cine știe, e ca și cum vă negociați poziția, spuneți, doamne, eu sunt de asta, ea mai ușor. Da? moartea în exteriorul vostru ca și energie generală și aici dragi săgetători, să știți că este vorba de un moment în care ceva se termină într-un mod natural, sau poate chiar discutăm de finalitatea unei etape dintr-o relație, dintr-o situație, finalizarea unor relații, de ce nu, dar și în egală măsură discutăm de un nou început pe care voi deja îl aveți în minte, care deja nu știu este acolo prezent în, 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 în planurile voastre ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 10 de bâte. Și aici, dragi săgetători, v-ar spune că aveți persoane care ori sunt foarte ocupate în această săptămână și nu-și vă capul de treabă și faptul că aveți și voi aici o luptă posibil să fie destul de apăsător pentru, pentru o anumită persoană sau pentru ceilalți de asemenea, putem să discutăm aici de un moment în care este o apăsare mare în jurul vostru. Ori aveți persoane care trec prin tot felul de transformări, prin tot felul de lucruri din acestea profunde, ori pentru alții dintre voi poate să fie un moment în care cineva se gândește serios la un final, se gândește serios să renunțe la ceva anume, pentru că este destul de apăsător. Trei de bâte, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Aici vă spuneam eu că e vorba de personaje care își vor cere coroana. O să spună, asta e coroana mea și vreau să-mi o dai, vreau să-mi recunoști statutul, să-mi recunoști cine sunt. De asemenea, văd o primă victorie pe care o aveți, undeva mai la distanță de voi fizic sau energetic. Ori pentru alți săgetători e ceva care vizează zona aceasta, știu eu, a, a drumurilor scurte. Bun, dragilor, este o citire foarte interesantă, eu acum o să trec la partea a doua și o să iau cu ajutorul cărților țigănești la bani mărunți fiecare cărticică de aici, dacă citirea vi s-a potrivit, dacă vreți să ascultați și partea a doua. Dacă vreți să aveți acces la toate extensiile pentru toate zodiile, dar nu numai pentru săgetători, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal, să băsați butonul alătură, să achiziționați acel abonament și să deveniți membri activi și acolo aveți acces la toate citirile. Da, aceasta este o citire gratuită pentru citiri da, mai amănunțite. Mă găsiți acolo în, în comunitate, este foarte ușor de accesat. Eu vă îmbrățișez cu drag, dragi drag, drag săgetători și chiar vă urez o săptămână binecuvântată în care justiția divină să apară în sfârșit în viața voastră și să facă ordine.